Doamna profesor, sunteți primul chirurg român care a folosit chirurgia robotică în România. Se întâmpla în urmă cu 6 ani, sper să nu greșesc. Cum s-au schimbat lucrurile în toată această perioadă? Chirurg ginecolog, care am început chirurgia robotică în România, s-a schimbat foarte mult și percepția medicilor și a pacienților în acești ani, pentru că la început, când am început chirurgia robotică în 2017, era o reticență, în special din partea medicilor. Sigur, urologii, chirurgii de chirurgie generală erau înaintea ginecologilor cu chirurgia robotică, o făceau de mai mult timp în România. Însă debutul chirurgiei robotice în ginecologie a fost într-un fel greoi. De ce zic greoi? Pentru că de multe ori când făceam interviuri despre chirurgia robotică, nu întâmplător apărea reacția colegilor la aceste interviuri, în care spuneau că nu este niciun avantaj al chirurgiei robotice. În timp, și nu în timp foarte lung, n-au trecut nici 2 ani, când tocmai colegi care erau împotriva chirurgiei robotice au început să încerce să facă intervenții robotice și să realizeze că o tehnologie înaltă aduce beneficii atât medicului cât și pacientului în ceea ce privește chirurgia ginecologică. Și poate că ar fi bine să subliniem aceste beneficii, mai ales pentru pacientele care beneficiază. Vreau să vă spun că, apropo de impactul chirurgiei robotice ginecologice asupra medicului, inițial când făceam cursuri de chirurgie robotică, în anul 2018 aveam 4 cursanți, pentru ca la mai puțin de un an jumate cursurile să fie fully booked în 48 de ore cu 15 cursanți, deci interesul medicilor a crescut foarte mult. Pentru că interesul a crescut, știți, e ca la cerere și ofertă, pentru că pacienții care au fost operați robotic se simțeau foarte bine, se recuperau foarte bine. Și mă refer la pacienți cu afecțiuni grave sau cu obezitate morbidă, care este greu de abordat minim invaziv laparoscopic. Și atunci recuperarea lor rapidă, rezolvarea problemei chirurgicale minim invaziv, a fost ca o creștere a cererii din partea pacientului și atunci medicii s-au adaptat practic în timp și și-au dat seama că este ca o cerință și trebuie să se adapteze și să își dezvolte skill-urile în ceea ce privește chirurgia robotică.